Stimați iubitori de LSPDFR. Fuge. Nu mai vin doi paramedici, vine unul singur și face masaj la piule. Să-mi spuneți ce părere aveți. Alo. Alo. Cred că eu leacă cam rupt în gură. Stai pe loc, poliția. Echipaj. Mâinile sus, doamne, stai pe loc. Hello, stimați iubitori de LSPDFR. De când am mai pronunțat aceste cuvinte, bine v-am regăsit înapoi pe canalul meu cu LSPDFR. Am reușit într-un final să fac jocul. Deci a fost o teroare zilele acestea să fac jocul. Mai ales a fost o teroare când am văzut că nu puteam să fac jocul în prima fază când mi-a dat teroarea aia. Dar acum, într-un procentaj de 90%, am reușit să-l fac. Așa că, astăzi avem episoade cu... De azi avem episoade cu LSPDFR, sper să nu se mai strice. Da. Avem și câteva chestii noi și câteva chestii mai puțin noi, dar na, asta este. O să vă explic pe parcursul episodului de astăzi. În primul și în primul rând, avem un nou... mod de grafică, să-mi spuneți cam ce părere aveți despre cum să vede dânsul, să-mi spuneți ce părere aveți despre acest mod de grafică, dacă îl preferați pe acesta sau îl preferați pe cel dinainte pe care îl aveam. Sincer, îmi place și ăsta. E o leacă mai, grafica e o leacă mai realistă și mai, ăla era o leacă mai... cartunic, să zic așa. Dar și asta se vede foarte bine. Să-mi spuneți ce părere aveți. Încă nu am reușit să pun toate pluginurile înapoi cum ar veni. Din păcate n-am mai găsit pluginul acela în care chemăm ambulanța și să vină să ia după targă, să ia pacienții pe targă, să-i ducă la spital. Aparent s-a întâmplat ceva cu creatorii și au scos modul cu totul. Dar asta e, am găsit ceva mod de ambulanță, încă sincer nici nu l-am folosit, o să-l testez cu voi astăzi. Bineînțeles, l-avem pe Vasile alături de noi. Cred că v-a fost dor de Vasile. Astăzi o să patrulăm cu acest polo. Trecem, Vasile, trecem mașină, te rog, frumos. O să patrulăm cu noul, noul, cu aceste polo, foarte frumos. Girofarul. Sirenele, evident, pe care le știți. Și da. Sper că nu o să mai creeze probleme LSPDFR-ul. Am instalat și un mod în care să rămână roțile virate, în cazul în care mă dau jos și roțile îmi sunt virate așa, ele o să rămână așa. Știți că de obicei în joc se dau înapoi, nu rămân așa. Am instalat și un încă un plugin, încă un mod ăsta. Despre asta este vorba. În care avem un mic calculator aici. Și de aici, bine, la noi mai puțin, nu avem noi așa ceva, dar normal ar trebui să fie niște camere aici pe mașină puse și să înregistreze plăcuțele de matriculare a tuturor autovehiculor pe lângă care trecem. Și aici o să ne apară numerele de matriculare și în cazul în care o mașină este căutată sau are vreo problemă, o să ne anunțe și o să știm și putem să-l tragem pe dreapta în cazul în care are, în cazul în care numerele nu sunt bune sau nu are asigurare sau proprietarul este căutat, o să ne apară aici pe calculator. Cred că avem și noi calculator, ne-am modernizat o leacă așa de la ultimul, de când am mai intrat în GTA. Nira, băgați, ai sărmănați. Ai noroc că fac prezentare acum cu chestiile noi care au mai apărut.
că altfel TV-ul am. Așa, da, deci de aici putem, bine, în cazul în care nu dorim să le avem camerele acestea, putem să le dăm disable. Și multe alte chestii pe aici. Îl închidem. Să spuneți totuși ce părere aveți despre modul acesta de grafică. Nii, mă, ce mi-a făcut la bară. Ioi, băgați-ai sărman nas. Da, încă mai am de instalat niște chestii. Uite, vedeți, acesta este sunetul, că una dintre mașinile de aici este cu probleme. Uite, no register. Stați așa. Să scot cursorul. Acesta, 2.8. Dacă nu mă înșel, e fix asta neagră. De aici nu este înregistrat mașina. Dar acum nu o să faci nimai mă pe ăla. Nu, acum nu o să facem nimic. Da, pe parcurs o să mai vorbim despre ce este nou. Nimă, mașina de poliție default. Încă nu le-am, nu am reușit să le modific pe toate. O să mai vedeți mașini din joc originale, pentru că nu am reușit încă să le modific pe toate. Sau de o mașină furată pe aici și e pensionă. Dar pe parcurs o să le rezolve pe toate. N-am mai putut să aștept. Am zis că trebuie să vă fac episod cu LSPDFR, pentru că nu am făcut de mult timp. Trebuia de vineri. Azi e luni. Și sper ca episodul ăsta să apară de seară. Așa că, vizionare plăcută, dragilor! Ne, avem și primul apel! Avem o persoană care încearcă să fure gaz ăsta de la benzinărie, de la Pecco. Nu ai mașină pe aia, dar n-audi, bă, că vin cu sirene, nu vede că vin cu sirene, cu genofarul, cu... Cu furci, cu topoare, cu destea. Faceți loc, faceți loc. Mă, avem un apel la Pecco, bă, ăștia vor să furi petrolul, bă. Petrolul, auzi, bine, pe ăsta, cum îi zice? Benzina, bă. Aoleu, și aici, în cartul ăsta rău, am alt problemă. Da, stai pe loc. Asta e că ăsta e, ăsta e vânzătorul. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Agent principal moldovan. Da, noi suntem, dar la poliție, ce s-a întâmplat? V-a furat petrolul? V-a furat benzina? Red color baby. Așa, ne-ați dat și numărul de matriculare, e foarte bine. O să... Cam în ce direcție s-a dus într-acolo? Bun, o să încercăm să dăm de el. Stați fără grijă, o să-l dăm în consemn acum. Vasile, trece mașina. Baza dacă mă recepționezi, aici este vorba de o mașină cu număr de matriculare 52FSZ027 care a furat, a alimentat și nu a plătit. Trebuie dat în consemn toate unitățile, toate echipajele disponibile care l-au văzut. Asta avem deja și avem în ce că l-am văzut un echipaj de la poliția locală. Unde? Pardon. Nii, mă, l-au și văzut deja. Noi. Deci este pe partea cealaltă, pe strada Mihai Eminescu, la numărul 77, a fost văzut pe lângă mall, pe acolo. Poate prindem. Îl prindem. Asta e, bă? Asta e, bă, cât era. Dar parcă ăla a zis ceva de red, nu? Parcă a zis că era roșu. Bă, sigur nu era ăla, parcă... Unde-i bă ăla? Ăsta cu motocicletă? Ăsta cu motocicletă, bă. Ei, oprește, trage pe dreapta, domnul, trage pe dreapta. Trage pe dreapta, oprește-te. Da, oprește toate. Ce opriri nașparlie ai făcut. Mă rog, na. Hai, Vasile, dă-te jos. Fugi. Vasile, trece mașina. Azarac, mă recepționezi, avem nevoie de mai multe echipaje de sprijin. Avem o motocicletă care fuge de noi.
Trage pe dreapta, poliția, trage, rămâneți pe dreapta. Jos pe motocicletă, jos pe motocicletă. Culcat, 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 Patine, bravo. Stai tu aici, băgați să-i sârmănăs. Rămâneți la pământ, o să vă electrocutăm iarăși, din nou și din nou. Nimă, arestați-l careva, vă rog. Culcați-vă, rămâneți la pădea, vă rog. Ioi. Din greșeală. Of, doamne. Nimai, bă, ce asta, pe asta n-a reușit să o modific încă, dar bă, dar ce fel arată mașina asta și făcută de ăștia de la Rockstar, adică, pă, bune, arată superbisim. Dacă o să avea nevoie de, o să avea nevoie de o ambulanță aici și ea, vă rog, bazarea cum recepționeze o persoană căzută la pământ, din greșeală a fost lovită cu un OB contundent. A fost lovit cu un taser în cap și a leșinat o lecă. Vă rog să trimiteți o ambulanță aici. Da, după cum v-am zis, nu mai am modul acela în care chemam eu ambulanța și venea și lua pe targ, așa că trebuie să instalez un mod separat pentru ambulanță. Acum să vedem dacă este ok, prima oară când o folosesc. Adică vine ambulanța transparentă. Invizibilă. Să vedem cum operează, cum face. Ia să vedem, sunt și eu curios, sincer n-am folosit până acum modul acesta cu ambulanța. Văd că acum nu mai vin doi paramedici, vine unul singur și face masaj la piule. Bă, perversule. Acolo, măcar dacă erai femeie, așa să-i faci contracții musculare acolo la organul principal. Mă, că și-a revenit. Sunt curios dacă le-a și la spital. Cam foarte nașpa, din păcate. Nu mai e la fel de realistic cum era modul acela. A, Daniel, ăla nici măcar nu s-a dat jos din mașină. Nimă, Chaos Taser. A, dar e foarte, foarte real o leacă așa, că nimeni spune că a fost lovit cu un taser și a fost lovit și în cap. Adică exact ce s-a întâmplat, practic. Motocicleta lui ăsta... Request-ă tău, small pick-up. Baza, o să am nevoie de un, de o platformă pentru o motocicleta individului care a furat, care a alimentat și nu a plătit la PECO. Da, haideți că... Na, e ok, să-mi spuneți ce părere aveți. Tu, Jav... Ni, uai, mă, pe asta. Alo? Ei, da-te jos de mașină. Ce s-a, doamnă, ce faceți? Dar chiar așa intrăm în mașina poliției, ce s-a întâmplat? Dați-mi și mie un act de identitate, vă rog, agent principal moldovan. Ni, uai, mă, pe asta, Kate Williams, what the fuck are you doing? Ni, mă, ce mi-a dat? Vasile, ai grijă de... Ni, mă, ce mi-a dat? A intrat în mașina mea. Fă, dar tu ești drogată. Doamnă, ce faceți aici așa? Ni, mă, care... Hey, look right. E cam foarte agitat așa. Vasile, doamnă, vă rog frumos să veniți cu mine să mergem pe trotuar, să nu încurcăm aici traficul. Nimă, că asta direct a venit la minimă să predea. Fiți atenți, că e drogată toată. Doamnă, ce s-a întâmplat de aveți acest comportament în trafic? Ați intrat în auto special a noastră de poliție. Și pentru asta o să facem... Ia stai, ce este aici? Ați consumat ceva băuturi alcoolice? Ați consumat droguri? Bun, o să facem niște verificări, doamnă.
pentru alcool și pentru drog, pentru că starea dumneavoastră nu pare a fi ok, starea dumneavoastră de spirit. O să vreau acest muștiuc și vă rog să suflați circa 5 secunde, mai, să facem testul pentru alcool. Nimic. Ok, și droguri în primul și în al doilea rând. O să facem și un test pentru drog. Să vedem dacă ați consumat ceva. Și sunteți foarte arestată. Pentru marihuana și metamfetamină. Bă, Vasile, bă, am prins-o în prima zi de muncă. Scuze, Vasile, pardon. Bun. Doamnă, din momentul acesta sunteți arestată pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența narcohoticilor. Vă rog frumos să vă întoarceți. Auzi că boys is gonna love you. Yeah, boy. Niu, ai mă pasta. Tâmpita pământului. O să facem și o perchiziție corporală, doamnă. Vă rog să rămâneți de mișcate. Bag of marijuana, da, păi cum? Tu ești cea mai proastă dealeriță. Te deroghezi din propria smarfă. Vasile, ai grijă, olea, că de-aia mă rog să fac o perchiziție și la mașină. Vă rog frumos să mai așteptați, olea, că o să facem aici, să termină imediat toată. Doar ce i-am spus, să rămână pe loc. Doamne ferești. Ni, stai cu o mănâncă și pasta în curs. Să vezi ce oaie și pasta și-o bușează toți pe reții, pe aici. A clown mai ask a motherfucker, motherfucker. Ni, hai, rupi și ușa lui asta acum. Requestat, baza, o să am nevoie și de un de o platformă pentru un autovehicul care a intrat în noi și persoana este sub influența narcoticilor. Ni, mă, pasta. Și o să am nevoie și de un echipaj pentru transport client la secție. Mașina noastră a fost avariată aici. Yeah. Vine echipajul ăla de transport. Nu-i mă, pasta, dar cum ai venit ea direct la noi aici și ea? Nică vine duba de transport. Așa, aici suntem. Mai în față și pe stânga. Așa. Vă rog frumos să rămâneți nemișcate, nu mai încercați să intrați să vă duceți în față, vă rog. Hai, Vasile. Am încurcat traficul pe aici. Da, normal. O să mergem și noi la secție acum ca să facem actele necesare și revenim. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a person carrying a knife. Opa, avem un apel, avem o persoană cu un cuțit în mână foarte periculos, amenință lumea pe stradă. Așa că trebuie să ne deplasăm acolo de urgență. Ambulanța asta ce face pe aici? Nu știu. Unde e persoana? Asta e persoana cu cuțitul? Nu, persoana cu cuțitul. Doamna, aruncați cuțitul! Stați pe loc! Poliția, opriți-vă! Rămâneți pe loc, doamnă! Aruncați cuțitul, nu? Stai pe loc! Poliția! Niu, a încercat să mă atace asta cu cuțitul. Trebuie să asigur cuțitul, Vasile, ai grijă. Încarc. O să am nevoie de o ambulanță aici, de urgență. Ambulanța era altă, nu știu ce face acolo, a rămas blocată. Cine știe de pe unde o fi. Vasile, rămâi aici, olecă cu doamna, mă duc să duc mașina de poliție. Niu, ai mă, pe asta a încercat să mă atace, bă, cu cuțitul. Să blocăm oleacă traficul, o să blocăm banda asta aici ca să nu cumva să o calce careva. Să ne calce și pe noi, de fapt. Aici. Trebuie să fac niște setări la ambulanța asta. Că nu e ok așa să facă să fie transparentă. Niu, ai mă, pe asta.
Aici e doamna împușcată, a încercat să ne atace cu cuțitul, așa că a trebuit să tragem în dânsa. Nu știu dacă pot să o mai resusciteze. La câte gloanțe am băgat în ea. Nu mai aleșunat toată. Da, dar nu cred să o ia. Nima, dar spune-i și că a murit acum 2 minute. Am fost împușcată, păi da, nu, eu ce să-i fac. Baza acum recepționează, am nevoie de un echipaj de la medicina legală pentru o persoană decedată, a fost împușcată de către noi. Da, încă n-am schimbat nici mașina de la cei de la medicina legală. V-am zis, încă nu am terminat cu toate modificările. I-am dat drumul la filmarea și aia, că nu mai aveam răbdare. Și așa am stat ieri toată ziua aproape să modific jocul, să-l fac înapoi să meargă. Am început de pe la vreo 11 și am terminat pe la 12 noapte. Nimă, am plecat ambulanță. Asta a murit cu gura căscată aici. Păi nu, eu ce să-i fac? Dacă ne-a atacat cuțitul, a trebuit să-i postăm. Băieți, luați-o și duceți-o la subsol. Nu știu, au venit cu muzica pe pornită, s-a scupat, au zis muzică. Da. Ce să-i facem? Asta e situația. Atași poliția, suferi consecințele. Și avem un auto care eu le-a cât am a lovit un polițist și acum încearcă să scape. Cred că asta este. Stai pe loc, poliția, oprește mașina. Nu oprește mașina. În baza Rachman Cetune suntem în urmărirea unui autovehicul de luare neagră. O mașină foarte periculoasă, conduce foarte agresiv și a făcut accident, a intrat într-un stâlp la continuă deplasarea. Oprește mașina, poliția! Este o mașină foarte puternică. O să mai am nevoie de întărire dacă mă recepționează cineva, am nevoie de sprijin. Am dat ce viteză are mașina. Echipajele sunt în față. No, a intrat într-o altă mașină. Ia sări capota, a intrat în... Ia sări capota pe mașina. Oprește mașina, poliția! Ne îndreptăm către aeroport, baza dacă mă recepționez. Suntem pe autostradă, ne îndreptăm către terminalul de la aeroport. Sper acum să nu se întâmple o tragedie, pentru că... coboară. Suntem în zona aeroportului, baza dacă mă recepționez. O să mai avem nevoie de echipaj. Tratăm mașina, nu polecă-mi. Oprește mașina, poliția, aici... O zonă foarte intens circulată de către pietoni, trebuie să fim grijă ca idiotul să nu cumva să falge bana asta, nici nu poate să țină. Trage pe dreapta, poliția! Nimă că e o femeie la volan. Unde sunt echipajele? S-au blocat pe unii pe acolo. Mai am nevoie de sprijin, mai am nevoie de echipaje. Trage pe dreapta, oprește mașina! Jos din mașină, mâinile sus, doamnă, mâinile sus, stai pe loc. Stai. Stați pe loc, o să vă electrocutez. Culcat, rămâneți la podea, doamnă. Culcat. Culcat, așa, a? Păi. Cerculați, domnul. Nivazil l-a arestat pe celălalt. Doamnă, din momentul acesta sunteți arestată pentru că ați lovit un polițist și ați încercat... Nimă, s-a calcat taxiul. Ați încercat să...
Să fugiți de poliție. Haideți cu mine, vă rog. Așa. Vasile, ai grijă de domnul acolo. Rămâneți aici, doamnă. Domnul și dumneavoastră, veniți de pe partea carosabilă, rămâneți aici pe trotuar. Vasile, ai grijă de ei. S-a pe sirena. Așa, bun. Nima, o portieră de la auto special. Domnul, aveți ceva asupra dumneavoastră? O să vă facem o percheziție corporală. Asta e pasagerul. Domnul pasager. Bag of blue crystal, police stick, așa. Rămâneți aici, vă rog. Doamnă, dumneavoastră, aveți ceva? O să vă facem o percheziție. Aveți ceva asupra dumneavoastră? Să vedem. A pistol, use meth pipe. De toate, mi se pare normal. Așa, bun. Având în vedere că sunteți conducătoarea mașinii, o să vă facem și două teste pentru alcool și pentru droguri. Vă rog să suflați. Suflați. Ajunge. Nu ați consumat alcool. Și pentru droguri o să vă facem un test. Așa. Ia să vedem. Negativ. Nilai, mă, păstă. A venit colegul să-și ia, să-și ia ușa. Așa, bun. O să am nevoie de... O să am nevoie de un transport... Pentru acești doi indivizi, mă duc să văd ce aveau și în mașină. O să facem un control în mașină. Ia să vedem ce aveau în această mașină foarte periculoasă. Wire, empty bag, cans, open the room. Ce aveau ăștia aici? Și au un arsenal întreg. Am nevoie și de un de o platformă pentru mașina suspecților. Unde să duc, mă, tâmpițe? Ceva a bubuit. Cred că s-a prăbușit și vreun avion. A, pe dacă ar putea și băieții să ajungă o dată, ce bine ar fi. Hai, vă rog frumos, cu echipajele, așa. Așa, a venit primul echipaj. Aici, colega. Ăla la altul încă n-a reușit să ajungă. Hai că cu o leacă de cura. Nu, no, mă, de ce faci la asta? I-au luat chipurile. Yeah. Foarte bine. Vasile, hai cu ce. Hai la mașină, gata, am terminat. Am terminat și cu această urmărire periculoasă. Nimă, ce mi-au pulit mașina. Mergem aici la secția de poliție de la aeroport. Să facem actele aici, pentru că pe raza lor s-a întâmplat evenimentul de astăzi. Aici s-a petrecut incidentul. Hai, am crezut că poți parchez acolo în spate, dar parchez aici și ea. Și intrăm în secție. Nu-i așa, Vasile? Ce urmărire a păcii este. Da, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, bineînțeles, să dați un like, un share, un subscribe. Să dați veste în țară că m-am reapucat de LSPD afară, mi-am făcut jocul. Bine, cu mici schimbări, sper că vă plac schimbările pe care le-am făcut. Atât de moduri, de plugin-urile acelea, cât și modul de grafică, care sincer arată chiar superbisim. Acum, dacă mai aveți sugestii, puteți să mi le lăsați în comentarii. Și eu o să le citesc și încerc să le fac. Așa că
De acum vă aștept cu sugestii noi, cu idei noi pe care le aveți, să le punem în aplicare. Dragilor, eu am fost The Lawman, iar voi, până data viitoare, stați în siguranță. Pa, pa!